ziua! Dragi băgăuni, vă mulțumim că sunteți astăzi aici alături de noi la un moment unic și istoric din viața municipiului Bacău. Zborul Marii Unii de acum 100 de ani îl vom reface aici, la Bacău, în drumul către Blaj, așa cum s-a întâmplat exact 100 de ani în urmă. Episodul zborului Marii Unii va rămâne unul emblematic atât pentru istoria aeronauticii, cât și pentru istoria Bacăului și reprezintă un moment important pentru momentul înfăptuirii Marii Unii din 1918. În acest sens, este important de reamintit contextul în care se afla Bacăul la acea dată. Județul Bacău e dispus de condiții topografice și logistice adecvate pentru organizarea de aerodromuri de campanie în primul război mondial, fapt ce a influențat decisiv evoluția ulterioară a aeronauticii în zonă. Pe teritoriul Bacăului atunci au fost 7 aerodrome. În primul război mondial, în raza orașului Bacău, pe linia de intersectare a axei Grești-Hemeiuș-Mărgineni, se afla un aerodrom care era folosit pentru apărarea zonei, misiuni de observare aeriană și misiuni de legătură, ținând cont de faptul că la acea dată Bacăul era sediul statului major central, condus de generalul Alexandru Averescu, care comanda fronturile de la Oituz. Din cauza asprierii timpurii și a zăpezii abundente, legăturile dintre Consiliul Național Român Central și Guvernul României de la Iași nu se puteau menține decât pe calea aerului. Pentru a transporta de urgență documentele deosebit de importante la Blaj, Marele Cartier General Român a ordonat trimiterea unui avion peste Carpați. Un număr important de aviatori s-au oferit să îndeplinească această misiune. A fost ales locotenentul Vasile Niculescu, întrucât cunoștea traseul de zbor și în campania din vara anului 1917 trecuse cu avionul Carpații și lansase manifeste în Transilvania. Farmanul cu numărul 43.240, cu carlingă deschisă, a trecut munții la 2.600 de metri, echipajul având costume din piele îmblănite și fețele protejate cu un strat gros de parafină pentru a rezista la temperatura de minus de 40 de grade Celsius. Pe lângă faptul că la avion carlingă era deschisă, cei doi ofițeri nu dispuneau nici de parașute și nici de armament pentru a putea riposta în eventualitatea unui atac inamic, așa încât zborul a fost unul de mare risc. La bord se afla un sac cu manifeste și o geantă militară sigilată. Manifestele urmau să fie lansate din avion deasupra Blajului și altor așezări transilvaniene. Geanta sigilată conținea 3 documente extrem de importante, printre care și scrisoarea primului ministru Brădianu către Consiliul Național Român Central. Au trecut mai multe locuri și localități. Moinești, Muntele Ceahlău, Bazinul Bârzei, Târnave, Odorhei, Sighișoara, Mediaș și apoi Blajul. Au văzut de sus Câmpia Libertății, situată între Târnava Mare și Calea Ferată, pe o culme mai înaltă, unde străvea puternica statuia lui Avram Iancu. Au fost făcute câteva viraje peste oraș și au aruncat plachete cu manifeste. La 100 de ani de la acest eveniment, o aeronavă militară se pregătește acum la baza 95 aeriană Bacău să decoleze către Blaj. Echipajul aeronavei va sosi aici, în piața Tricolorului, să preia documentele de la oficialitățile băcăvane pentru a fi transmise omologilor de la Blaj. Deoarece, dragi prieteni și camarazi, aeronava militară nu poate ateriza la Blaj,
Documentele vor fi preluate de un parașutist militar care va fi lansat și va ateriza pe Câmpia Libertății în funcție de condițiile meteo. Vă mulțumesc! Începem ceremonialul militar-religios. Așteptăm oficialitățile. Trece în revistă garda de onoare și vor saluta drapelul de luptă al bazei 95 Bacău. Se intonează imnul de stat al României. Dragi băcăoani, stimați invitați din țară și de peste hotare, ne onorează cu prezența la această manifestare de înalt suflet și simțire românească. Doamna prefect Luminița Maricica Coșa, domnul Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Dumitru Fulea, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, domnul Cosmin Necula, primarul nostru al municipiului Bacău, doamna Natalia Petrea, primarul localității Costești din Republica Moldova, înfrățită cu primăria municipiului Bacău, primarul orașului Rădăuți, domnul comandor Leonard Baravoi, comandantul garnizoanei Bacău, domnul Geo Popa, secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale, doamna Astrid Malet Bălan, nepoata pilotului aviator Vasile Niculescu, ce trăiește în Franța, a venit aici la Bacău. Să aplaudăm! Și în ultimul rând,
domnul general flotilă aeriană Nicolae Petrescu, fost comandantul flotilei 81, cotenent Vasile Niculescu din Bacău, actualmente președinte al Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, filiala Bacău. Sunt prezenți aici comandanți ai unităților militare din Ministerul Apărării Naționale și din Ministerul Afacerilor Interne, cadre militare active și în rezervă, veterani de război. Sunt aici, în piața Tricolorului, primari sau reprezentanți ai primărilor din județul Bacău, directori și reprezentanți ai instituții publice din județ, elevi, studenți, cadre didactice de la unitățile de învățământ din Bacău, pentru care le mulțumim că sunt aici, la Bacău, în această zi istorică pentru noi și pentru întreaga țară. Dragi camarazi, prieteni, sosește echipajul în piața Tricolorului. Echipajul militar este format din capitanul comandor Paraschiv Dan și capitanul comandor Patrichi Daniel. Să-i aplaudăm! Se vor da citire mesajelor ocazionate de sărbătorirea centenarului zborului Marii Unii de către președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașoveanu și domnul primar al municipiului nostru, domnul Cosmin Necula, și vor fi predate echipajului militar. Domnule președinte, vă rugăm! Domnule președinte al Consiliului Județean Alba Ion Dumitran, dragi români, se împlinesc, iată, 100 de ani de la realizarea visului de secole a românilor, unirea într-un singur stat național. Așa cum bine știți, momentul 1 decembrie 1918 a fost precedat de eforturi susținute și de sacrificii admirabile. Bacăul și băcăuanii au pus și ei umărul la acest efort colectiv prin rezistența din Moldova, unde se refugiaseră autoritățile și sute de mii de români. De aici, din Bacău, a plecat în ziua de 23 noiembrie 1918 un avion militar pilotat de locotenentul aviator Vasile Niculescu și de capitanul ardelean Victor Precup, pe direcția Bacău, Blaj și retur. Cu siguranță, mesajul documentelor transmise de cei doi era unul excepțional, de susținere de către românii din vechiul regat a actului ce avea să aibă loc la Alba Iulia peste câteva zile, și anume faptul că armata română, remobilizată, înainta cu greu prin trecătorile munților, dar pătrunsese deja în Transilvania și, citez, vine cu dragoste de frat să anunțe și locuitorilor străini de pe aceste meleaguri românești că vin în numele păcii și a libertății tuturor neamurilor. Închei citatul. În semn de omagiu pentru acești piloți care și-au riscat viața pentru țară, refacem astăzi zborul Bacău-Blaj, convinși că avem datoria de a nu-i uita pe înaintași, dar și pentru a sublinia legăturile simbolice între români. Închei cu speranța că așa cum echipajul Niculescu Precup și-a îndeplinit misiunea, și noi vom reuși să ducem mai departe moștenirea pe care ei ne-au lăsat-o. O Românie modernă, rod al unui proiect european în care marele puteri au crezut. Să credem și noi în România și în destinul ei. Fie ca acest zbor să ne înalțe spiritele și să ne dea încredere în destinele neamului. Așa să ne ajute Dumnezeu. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Domnule primar, vă rugăm să prezentați mesajul municipiului Bacău.
Dragi români, dragi băcăuani, se împlinesc 100 de ani de la momentul în care zborul Marii Uniri s-a realizat de aici, de la Bacău. Faptele aviatorului Vasile Niculescu pot fi astăzi reeditate de către cei care avem ocazia și bucuria să sărbătorim 100 de ani. Atunci, cei care au fost înaintea noastră au reușit să lege cele două provincii. Să nu uităm fiecare dintre noi, cu mic, cu mare, că datoria noastră de astăzi este să legăm pe o cale terestră cele două provincii, așa cum cei care acum 100 de ani au reușit performanța de a le uni pe calea aerului. Suntem datori cu acest lucru și suntem datori să nu uităm faptul că suntem români, fiecare dintre noi. Și înainte de toate, în inima noastră bate acest sânge de român, nu cu diverse culori, nu cu diverse convingeri. Voi trimite acest mesaj din partea municipiului Bacău către frații noștri din Transilvania. Nu uitați că suntem români, fiecare dintre noi, și trebuie să unim această țară în lung și în lat, terestru, așa cum au făcut-o cei dinaintea noastră acum 100 de ani, aerian. Suntem datori să nu uităm pe cei care ne-au înfăptuit unirea și suntem datori să ne aducem aminte fiecare dintre noi sacrificiul pe care l-au făcut. E greu și, din păcate, după 100 de ani, uneori ne vedem dezbinați. Este momentul ca măcar în aceste luni în care sărbătorim cei 100 de ani de existență, să ne simțim toți români atât și nimic mai mult și să stăm în fața lumii întregi să spunem că în inima noastră bate un sânge de român, un sânge de Traian și un sânge de Dac. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi, frați bătăuani, frați români. Domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașovean și domnul primar al municipiului nostru, domnul Cosmin Necula, predau mesajele celor doi camarazei noștri, domnului capitan comandor Paraschiv Dan și domnului capitan comandor Patrici Daniel. Cei doi piloți, să le urăm zbor lin către Blaj, să ducă documentul nostru pentru care peste Carpați, acolo unde l-au dus înaintașii noștri acum 100 de ani. Zbor lin, dragi camarazi! Urmează ceremonialul religios. Rugăm preacucernicii părinți să oficieze o slujbă de mângâiere și de drum bun celor doi piloți. Preacucernici părinți, vă rugăm! Vă rugăm să rostim împreună rugăciunea domnească Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iartăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa duși într-o ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
acum și puream și în veci vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă și este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, înaintea slavei tale căzând cu frică și cu cutremură, ca niște robi nevrednici cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra neamului nostru românesc, prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, îți mulțumim rugând cu milință nemăsurată și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlinilor cererile, așa și de acum înainte. Învrednicește-ne, Doamne, a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, într-o toate faptele ce bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi, îi mântuiește de toată rea o întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri Duhul înțelepciunii, a iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele, către țară, iar pe noi pe toți ne învrednicește să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii ostași luptători români din toate timpurile, din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoștești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor, asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău cel preasfânt. Învrednicește-ne pe noi pe toți, ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune, să-ți grăim și să-ți cântăm ție celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului, și bunului, de viață făcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisus Hristoase, lumina cea adevărată, cel ce ai zis: acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Tu, cel ce pe smeriții pescari ai arătat plin de înțelepciune și ai făcut prin pogorârea Sfântului Duh cuvântător de Dumnezeu și învățători ai Evangheliei tale, însuți prea bunule Stăpâne, primește mulțumirea pe care ți-o aducem astăzi și trimite harul ceresc peste cei ce sunt de față și binecuvintează-i pe toți. Strălucește lumina ta cea pururi viitoare în inimile tuturor celor ce s-au adunat aici prin voia ta, că tu ai sfințit ceata ucenicilor tăi, insuflându-le Duhul împreună lucrării și împreună sfătuirii, ca și noi purtând sarcinile unii altora să împlinim legea ta și împărtășind unii altora dragostea cea frățească, să sporim în știință și în săvârșirea faptelor bune. Dăruiește-ne Duhul înțelepciunii și al înțelegerii. Deschide ochii noștri ca să lucrăm după voia ta cea sfântă și de grab auzi cerele noastre, ca astfel cu o gură și o inimă să slăvim și să lăudăm numele tău cel binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Amin. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său har, cu a său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
preacucernice Părinte, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Dumnezeu și Părinții Ioachim și Ana, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Acum, la centenarul zborului Marii Uniri, te rugăm, Doamne, ascultă rugile celor care te imploră și să te înduri de noi care mărturisim numele Tău, pentru ca în bunătatea Ta să ne dai iertare și pace. Dumnezeule, de la care vin dorințele sfinte, hotărârile bune și faptele drepte, dă tuturor slujitorilor Tăi pacea pe care numai Tu o poți da, pentru ca inimile noastre, fiind supuse poruncilor Tale și îndepărtându-se toate relele, timpurile noastre să rămână liniștite prin ocrotirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Doamne Iisuse Hristoase, Tu prin botez și mir ne-ai chemat să dăm mărturie pentru Tine înaintea oamenilor. Te rugăm, binecuvântează-i pe toți cei care vor purta aceste semne religioase, naționale, aceste documente spre locul Marii Uniri. Întărește-i în fidelitatea Ta față de Tine și condu-i în fața Tatălui Ceresc, Tu care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Domnul să binecuvânteze și să apere țara noastră de orice rău. Binecuvântare și zborul să le fie lin. În acest moment, echipajul se îndreaptă către aeronavă. Să-i aplaudăm, să le urăm zbor lin și să se bagă acasă sănătoși. Urmează locuțiunile și vă rog să-mi permite să emit la microfon pe domnul general flotilă aeriană Nicolae Petrescu, fostul comandant al flotilei 81, actualmente președinte al Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii din filiala Bacău. Domnul general, aveți cuvântul. Stimate oficialități, stimați băcăuani, importanța acestui zbor a făcut să fie cinstit în acest an printr-o amplă manifestare populară. De ce a fost necesară sărbătorirea acestui zbor? În primul rând, prin importanța mesajului care a fost transmis de către Guvernul Român către Convenția Națională din Transilvania, prin care se asigura că toate prevederile pe care aceștia le doreau ca să fie exprimate în declarația de unire, vor fi respectate. Cum ar fi? Libertatea presei, libertatea națională a minorităților, libertatea religiei și a cultelor, reforma agrară și altele care se regăsesc în declarația de la Alba Iulia. Importanța acestui mesaj este datorat și faptului că nu existau mijloace rapide de comunicare. Guvernul primise pe cale terestră
mesaje din partea Convenției Naționale, dar nu putea să le transmită din cauza condițiilor vitrege din acea perioadă. Și a fost aleasă calea aerului. Importanța acestui zbor mai este dat și de faptul că este unicat în istoriografia aeronauticii prin condițiile de zbor. Datorită riscurilor asumate de echipaj și a faptului că ostașul român, locotenentul aviator Vasile Niculescu, și-a respectat jurământul față de patrie și nu a pregetat să-și riște viața în această misiune. Vreau să demontez aici o mică greșeală care s-a făcut de către istoriografii noștri. La întoarcerea de la Vlaș, se spune că aviatorul Vasile Niculescu și Precu au fost întâmpinați doar de către Santinela, care era de pază la avioane. Și nu era nimeni acolo. Această treabă, în comparație cu primirea entuziastă care au făcut-o locuitorii din Vlaș echipajului care a aterizat acolo, a fost o treabă de nepotrivire, de neînțelegere. De ce, atunci când a aterizat avionul, nu se afla nimeni acolo? Dar s-a uitat un singur fapt. Că în ziua aceea era duminică și era liber pentru toți. Al doilea lucru. Nimeni nu știa dacă acest avion va ajunge la Vlaș și dacă se va întoarce la Vlaș și mai ales când se va putea întoarce de la Vlaș, funcțiile de condițiile meteorologice. Nu exista posibilitate de comunicare a sosirii avionului la Bacău. Deci iată o greșeală de interpretare a istoricilor noștri. Doresc tuturor aviatorilor să acceadă la acea supremă și frumoasă atingere a nivelului lor de pregătire și de dăruire pentru țară, așa cum a fost și locotenentul aviator Vasile Niculescu. Vă mulțumesc! Invit la microfon pe prefectul județului Bacău, doamna Luminița Maricica Coșan. Bună ziua, bun găsit tuturor, onorată audiență, stimați băcăuani! Vorbim astăzi în an centenar de un gest simbolic care va reedita ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani, zborul Marii Uniri. Aducem astăzi omagiul nostru pilotului Vasile Niculescu, care a plecat de la Bacău spre Câmpia Libertății de la Vlaș pentru a aduce mesajul despre unirea al moldovenilor de pe ambele maluri ale Prutului, hotărător pentru convocarea Marii Adunări de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Acel moment a schimbat prezentul și viitorul unei țări. Zborul de atunci se înscrie în cele mai valoroase pagini ale istoriei pentru înfăptuirea statului național unitar român. Iar pentru acest lucru, noi băcăuanii suntem mândri. Astăzi îmi revine prilejul de a felicita Consiliul Județean, primarii prezenți și toți comandanții de arme și, nu în ultimul rând, inspectoratul școlar prin prezența copiilor aici. Și acum aș vrea să vă adresez un cuvânt copiilor și elevilor prezenți. Dragi copii, dragi elevi, dumneavoastră sunteți viitorul și aveți datoria de a duce mai departe istoria poporului român. La mulți ani, Bacău, la mulți ani, România! Mulțumim, doamnă prefect, pentru cuvintele frumoase. Îl invit la microfon
reprezentantul Ministerului Culturii și Identității Naționale, domnul secretar de stat Gheorghe Popa. Cine sunt stăpâni aici, băi băiete? Românii, mă rog frumos, domnule! Așa a răspuns un copil în momentul în care l-a întâlnit pe pilotul Vasile Niculescu ajuns la plaj cu mesajele trimise de Parlamentul și Guvernul României, aflat atunci la Iași, capitala dintotdeauna culturală a României, capitala de război pentru 1917-1918. Românii sunt stăpâni aici. Dragi români, acesta este cuvântul de ordine. În veac, astăzi și peste timp, va trebui să știm, să preluăm de la cei care au fost înaintea noastră acest cuvânt sfânt și să nu îl lăsăm nimănui din mintea și din sufletul nostru, să spunem lumii large că suntem români adevărați pur sânge, că aici ne este trecutul, aici ne este prezentul, aici ne este viitorul țării numită România. Mai trebuie să știm un lucru, că nu va trebui să lăsăm pe nimeni să ne confiște istoria. Nu va trebui să lăsăm pe nimeni să ne ia ce avem mai sfânt în istorie. Dreptatea, adevărul, din totdeauna. Și mai trebuie să știm că va trebui să ne recuperăm în veac demnitatea, ne lăsându-i pe cei care vor să ne fure istoria și mai ales stând drept în fața omenirii și în fața tuturor celor de seamă cu noi. Fiți binecuvântați astăzi, aici, în această zi, în care, iată, liber putem sărbători acest moment important, care de fapt a pus bazele momentului 1 decembrie 1918, prin mesajele pe care cei din Ardeal au reușit să le transmită tuturor celor care urmau să participe la Marea Adunare de la Alba Iulia. Așadar, fiți mândri că astăzi suntem aici, în acest oraș sfânt prin care Cuza a trecut, prin care mari oameni ai istoriei noastre au trecut și au lăsat urme profunde și așa cum ei au lăsat urme, să lăsăm și noi. Dragi tineri, pentru voi, pentru viitorul țării, suntem aici, vom fi aici, iar împreună avem sarcina sfântă de a duce România pe alte culmi de glorie, așa cum străbunii noștri și-au dorit și-au făcut-o. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumim foarte mult pentru aceste minunate cuvinte. Vă rog să-mi permite să invit la microfon pe domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașovean. Doamnă prefect, domnule ministru secretar de stat, doamnelor și domnilor primari, preacucernici, părinți, dragi băcăuani, dragi români de pretutindeni, iată-ne ajunși la 100 de ani de la Marea Unire, de la realizarea unui vis pentru care au luptat mai multe generații și care s-a înfăptuit în anul astral 1918, când, profitând de contextul internațional, România au știut să întoarcă în favoarea lor hotărârile marilor puteri. Iată-ne astăzi la un moment de bilanț care trebuie să ne îndemne la reflecție și la responsabilitate. Mă veți ierta, poate, că nu adopt un ton entuziast, dar cred că atitudinea noastră trebuie să fie de recunoștință pentru sacrificiile celor care în anii primului război mondial, dar și înainte sau după, s-au jertfit pentru ideea de țară și pentru a salva ceea ce părea iremediabil pierdut. Acum, la centenar,
cred că trebuie să ne amintim de suferințele și de greutățile pe care soldații, dar și civilii, le-au avut de îndurat în acei ani teribili. Și să ne înclinăm în fața unor oameni care au știut să lupte până la capăt în numele unei idei nobile, însuflețiți de credința că pământul românesc este tot ceea ce au mai important. Lor le datorăm ceea ce suntem astăzi. Zecilor de mii de soldați căzuți la datorie și milioanelor de români care au îndurat frigul, mizeria și tifosul în cumplita iarnă 1916. Fiecăruia dintre românii care în felul său a contribuit la realizarea Unirii. Avem datoria de a nu-i uita și de a continua ceea ce au făcut ei. Avem ce învăța din lecția generației de la 1918 și din istoria zbuciumată a României. Și indiferent de piedicile și de greutățile care se vor ivi, trebuie să învățăm lecția demnității și a speranței că împreună vom reuși să păstrăm ceea ce românii au obținut cu atâta greutate. Indiferent ce se va întâmpla, nu trebuie să uităm că România a fost la 1918 și este și astăzi un proiect european în care puterile europene au crezut. La 100 de ani de la Marea Unire, singura direcție viabilă pentru noi este direcția europeană într-o Europa în care suntem de fapt de mii de ani. Acum, la 100 de ani de la Marea Unire, vă doresc și îmi doresc să avem înțelepciunea de a duce mai departe idealul românesc și de a crede în destinul acestui neam, pentru ca generațiile viitoare să aibă ce sărbători și peste 100 de ani și peste 1000 de ani. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte! Invit la microfon pe reprezentantul Consiliului Județean Alba, domnul vicepreședinte Dumitru Fulea. Domnule secretar de stat, doamnă prefect, domnule președinte al Consiliului Județean Bacău, domnilor primari, domnilor comandanți, preacucernici, părinți, distinși invitați, dragi copii, doamnelor și domnilor, permiteți-mi ca în numele locuitorilor județului Alba să vă salut și să vă asigur de toate gândurile noastre bune și pentru început să dau citire mesajului președintelui Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel. De altfel, domnul președinte Ion Dumitrel, împreună cu cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Bacău, se află astăzi pe Câmpia Libertății de la Blaj, așteptând zborul Unirii. Mesajul. La 1 decembrie 1918, trupul României s-a întregit prin primirea inimii care se află la Alba Iulia. Românii ardeleni s-au pronunțat atunci pentru a făuri o Românie mare, în care națiunea română să fie una, cu respectarea particularităților locale și identitare. Entuziasmul ardelenilor a strâns peste 100.000 de oameni la Alba Iulia, a căror imagine a fost imortalizată pentru veșnicie de către Samuilă Mârza, fotograful Marii Uniri. Momentul istoric de la Alba Iulia nu ar fi fost însă posibil fără tributul de sânge al armatei române, care a luptat cu eroism pentru păstrarea ființei naționale. Cele mai crâncene lupte s-au dat la Oituz, acolo unde s-a născut pe aici nu se trece. Expresie ce avea să devină emblematică pe întreg frontul în marile bătălii din vara anului 1917. Pe bună dreptate, Bacăul a devenit atunci capitala rezistenței și a victoriilor întregirii naționale. Ulterior, la 23 noiembrie 1918, un avion pilotat de locotenentul Vasile Niculescu, avându-l la bord și pe ofițerul ardelean Victor Precup, a plecat de la Buzău și a aterizat la Blaj pe Câmpia Libertății, aducând documente importante din partea Guvernului României și mesajul de solidaritate cu românii ardeleni. Cei doi militari au fost primiți cu entuziasm la Blaj, iar zborul temerar, desfășurat în condiții extreme, a intrat în conștiința neamului românesc drept zborul Unirii.
În luna noiembrie 2018, când se împlinesc 100 de ani de la acest moment eroic, mai puțin cunoscut, dar deosebit de important pentru realizarea Marii Uniri, memoria celor doi temerari va fi omagiată cu cinste atât la Bacău, cât și la Blaj, prin reconstituirea Zborului Unirii. Acest moment va premerge unui alt eveniment prin care Consiliul Județean Alba își propună să recompună la Alba Iulia, în sala sfântă a Marii Uniri, trupul României Mari. Chiar dacă astăzi granițe politice îi mai despar pe români, dorim să depunem pe altarul sfânt din Ardeal ofrande de pământ din Bucovina, Basarabia, Țara Românească și Moldova și să întregim astfel simbolic România Mare. Desigur că din acest trup reîntregit nu putea lipsi pământul stropit cu sânge al martirilor români morți pe câmpul de onoare de la Oituz și Poiana Sărată. Grație contribuției Consiliului Județean Bacău, această fărâmă de jertfă va fi primită cu adâncă emoție și onoare și depusă la Sala Unirii din Alba Iulia. România reîntregită se întoarce acasă, la Alba Iulia. Cei peste 230 de militari morți pe câmpul de luptă, cărora li s-au adăugat un număr dublu de civili din aproape fiecare familie din România, se vor odihni astfel, simbolic, în locul în care, după cum spunea Ștefan Cicio Pop, zac moaștele celor mai mari martiri ai noștri, Horia Cloșca și Crișan, loc sfânt pentru întreaga suflare românească. Acum, la 100 de ani de la Marea Unire, vă așteptăm la Alba Iulia, în cealaltă capitală, să aducem împreună omagiu înaintașilor noștri, fără de care nu ne-am putea bucura de viitorul european și democratic al României, semnează Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Doamnelor și domnilor, frați români, mă simt onorat și sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră la acest eveniment deosebit, la un eveniment cu o încărcătură deosebită în Marea Unire de la Alba Iulia. Prin urmare, vă rog să primiți salutul și calda mea îmbrățișare și nu neapărat din partea vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, cât mai ales din partea unui locuitor al Marii Cetăți de la Alba Iulia. Acolo unde fiecare metru pătrat de pământ, fiecare piatră poartă originea noastră dacoromană, acolo unde la 1599 Mihai Viteazu intra triumfător și unifica pentru prima dată cele trei țări românești, Moldova, Ardealul și Țara Românească, acolo unde Horia Cloșca și Crișan și-au sacrificat viața pentru drepturile românilor, din județul Alba de pe Câmpia Libertății, de unde Avram Iancu și apoi Simeon Bărnuțiu în Catedrala Metropolitană vorbeau Europei întregi despre dorința și dreptul românilor de a-și hotărî soarta, acolo unde, în sfârșit, la 1 decembrie 1918, în acea zi de grație, așa cum scria cronicarul, era un singur gând, o singură voință, România. În acest an, mai mult ca oricând, este nevoie să ne aducem aminte de sacrificiul a întregi generații de români, de sacrificiul armatei române, de făuritorii Marii Uniri de la Alba Iulia, datorită cărora învățăm, studiem în limba română, în școlile românești și slujbele religioase le ținem în bisericile noastre, să-i purtăm mereu în suflet și în rugăciunile noastre și să ne mai amintim de un lucru, împreună, acum, cu toții, să ne amintim că în strigătul mulțimii de la Alba Iulia, de la 1918, se afla și glasul fraților noștri din Basarabia, din Bucovina, din Ținutul Ungurești, din Banatul Sârbești și de la Sur de Dunăre. Vă îndemn să trăim cu credință în Dumnezeu și cu speranță, că poate generația noastră sau generația copiilor noștri vor mai avea prilegiu să strige, trăiască România, Dodoloață. Doamnelor și domnilor, vă asigur de întregul nostru respect, de întreaga noastră considerație a locuitorilor din județul Alba și vă doresc tot binele din lume. Vă mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte. Da, așa, atunci au vorbit toți din toate provinciile românești. Am aici lângă mine
pe fratele Tudor Grigoriță din Basarabia. Tudore, fratele meu drag, treci și dă mesajul ialovenilor și a costeșilor din Republica Moldova. Frați români, cât de frumos răsună aici. Domnule președinte Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, domnule primar Nicula, îmi permite să vă aduc un mesaj de felicitare din partea Consiliului Raional Ialoveni, a primăriei Costești, cu ocazia centenarului Zborul Marii Uniri. Vă dorim multă sănătate, realizări frumoase și să nu uităm niciodată să purtăm în suflet jertfa neamului nostru, înaintașilor noștri care au făcut Marea Unire și ca idealul lor să-l îndeplinim și noi astăzi. Este timpul nostru să nu dăm înapoi, să mergem către Marea Unire. La mulți ani, România! La mulți ani, Bacău! Mulțumesc, Tudore! Încheiem alocuțiunile și am să rog pe domnul general major doctor Vasile Moțoc, ce vine tocmai de la Rădăuți, unde și-a petrecut ultimii ani din viață pilotul Vasile Niculescu. Domnule general major, aveți cuvântul. Onorată asistență, dragi români, după Basarabia vine Bucovina. Vine pentru că noi peste câteva zile vom sărbători Marea Unire, acolo unde a aterizat pentru veșnicie pilotul Unirii Vasile Niculescu. Este simbolul anului centenar pentru noi rădăuțenii, pentru noi bucovinenii. De aceea se cuvine să-i aducem prin osul acestui om și vă facem cunoscut că pilotul este cetățean de onoare al municipiului Rădăuți și în 28 noiembrie toți bucovinenii, toată Bucovina, va prezenta onorul eroului pilot Vasile Niculescu. Trăiască România! Trăiască tricolorul! Trăiască în veci măria sa poporul! Mulțumim, domnule general! Și acum, un moment solemn, un moment istoric. Înmânarea titlului de cetățean de onoare, post-mortem al municipiului Bacău, pilotului aviator Vasile Niculescu. Rog pe domnul primar Cosmin Necula să înmâneze titlul doamnei Astrid Malet Bălan, nepoata pilotului ce locuiește în Franța. Felicitări! Vreau să-ți poziți ceva? Vreți să spuneți două cuvinte? Vă rugăm! Bună ziua, Bacău! Bună ziua, România! Sunt foarte onorată să fiu aici și mai ales emoționată de onorurile pe care le aduceți aviatorului Vasile Niculescu, zborului Unirii, n-a fost singur. Actele Unirii au fost aduse de către capitanul Victor Precu, bunicul a zburat, dar actele au fost aduse de altcineva. Și să nu uităm nici pe unul, nici pe celălalt și să nu uităm, în primul rând, pe toți cei care au participat la Unire, cunoscuți, ilustri, necunoscuți, pentru că România s-a făcut grație lor. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă, pentru aceste cuvinte frumoase. Și așa, ca un arc peste timp, avem plăcerea să asistăm la ceremonia de înmânare a cheii municipiului Bacău, domnul general de flotilă aeriană Nicolae Petrescu, recent nominalizat cetățean de onoare al Bacăului. Domnule primar, vă rugăm să oferiți această distinție.
Felicitări, domnule general! Urmează constituirea dispozitivului de defilare și parada militară. Centrul Municipiului Bacău. Vor arunca ca acum 100 de ani
manifeste pe tot acest traseu, același lucru se va întâmpla și la Vlad. Câteva minute, câteva secunde le numărăm și deasupra Bacăului va apărea elicopterul. Acum elicopterul are Puma, socat la manșa căruia se află comandorul Andrei Cristian, capitanul comandor Costea Constantin și maestru Vitalescu, survolează principiul Bacău. Se aplaudăm!
care a fost dus în Siderii. Și unde n-au fost duși, tot acasă au venit. Aici este rădăcina, aici este neamul nostru. Cântă cucu, bată vina, te răsună în Bucovina. Țărilor străine, Doamne, de ce le dai moldovenilor aceste pământuri atât de frumoase și mănoase? De el zice Domnul, dar voi nu vă supărați că le-am dat așa pământuri. Să vedeți ce conducere le dai eu lor, că veți pune mâna în cap. Jos pe valul Prutului, cu mare drag pentru toți băcăoanii. Hai copii la dans! Thank you.
Băcăuani, că ați fost aici alături de noi. Dumnezeu să binecuvânteze Bacăul. Trăiască România mare, trăiască toți românii! Vă mulțumesc și am onoarea cu respect să vă salut, nu înainte de vă invita la ora 12:30 la Complexul Muzeal Antonescu pentru un simpozion. Urmează un purpuriu al muzicii militare din Bacău, pe care o așteptăm să ne zică și ea un purpuriu de cântece patriotice. Domnule Cotăren, te rog frumos! Thank you.
spune batalionii carpații, muzica în vitoarea garnizonii Bacău, vă dă salutul ostașesc și vă mulțumesc că ați fost aici în această minunată zi istorică pentru Bacăul nostru și pentru întreaga țară. Încă o dată vă mulțumim, vă urăm sănătate, la mulți ani România, la mulți ani camarazi, la mulți ani români. Manifestarea se încheie.